Dimineața severinenilor din zona Bulevardului Tudor Vladimirescu a fost deranjată de un eveniment nedorit. Un tânăr a provocat un accident de toată frumusețea, deoarece nu a adaptat viteza la condițiile meteo. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto care circula regulamentar, precum și avarierea altor 4 autoturisme staționate. În această dimineață, în jurul orei 5:53, un echipaj SMOR din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta Turnul Severin s-a deplasat la un accident rutier produs între două autoturisme în municipiul Drobeta Turnul Severin pe Bulevardul Tudor Vladimirescu. În urma accidentului au rezultat două victime. Salvatorii au acordat primul ajutor medical unei persoane cu atac de panică, iar a doua victimă, ce prezenta traumatisme minore, a fost preluată de un echipaj SAR și transportată la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnul Severin. La fața locului s-a deplasat un echipaj al biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnul Severin, iar pe timpul verificărilor, conducătorul auto care a provocat evenimentul rutier a fugit. Pentru reținerea acestuia, polițiștii au folosit armamentul din dotare, fiind executate mai multe focuri de avertisment în plan vertical. Însă, conducătorul auto a refuzat să se supună somației, continuându-și deplasarea. Tânărul de 22 de ani a fost reținut la câteva ore distanță în Argeș, pe numele acestuia fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.